Ce înseamnă pasiunea asta pentru natură? De ce nu o avem toți? E chestia aia care te face să te trezești dimineața, să fie frig, să fie iarnă, să poate nu, să nu-ți fi băut ceai înainte, să nu fi mâncat nimic, să sui mașină sau să o iei pe jos afară din cort și să faci o poză sau un film. E greu de explicat de ce faci asta, dar bucuria pe care o ai după ce ai făcut lucrul ăsta te face să faci a doua zi același lucru, a treia zi la fel și uite așa până când ajungi poate la o vârstă venerabilă în care îți dai seama că ai trăit în această natură pe care România încă o are și de care trebuie să ne bucurăm cu toți. Înainte de fotografie a fost dorul de ducă. Îmi amintesc cu drag de fiecare dată cum atlasul zoologic, acela vechi, rugos, gros, neprimitor pe afară, dar foarte primitor înăuntru, m-a făcut de fapt să iubesc animalele, să iubesc natura. Acolo a apărut toată pasiunea asta și cumva mi-am și dorit să se întoarcă înapoi acolo. Și prin proiectul fotografic care a fost România Sălbatică, am încercat să facem un album de fotografie care să semene la un alt nivel cu acel album și poate că o altă generație de copii să se regăsească în el, așa cum și eu m-am regăsit atunci. De ce nu te-ai făcut pictor totuși, Dan Dinu? Pentru că iubești fotografia și iubești natura și peisajul. Am cochetat cu desenul, nu cu pictura, cu desenul. Mi-aduc aminte că făceam tot felul de desene când eram copil. Nu s-a concretizat nimic. Fotografia mi-a dat cumva șansa să spun niște povești dincolo de ceea ce ar fi putut să-mi dea șansa, poate pictura sau scrisul. Și chiar mă gândeam la un moment dat, în urmă cu ceva timp, că de fapt pasiunea mea nu este pentru fotografie, nu este pentru film, este mai degrabă pentru a spune aceste povești. Nu cred că mi-am propus vreodată să acumulez bogății materiale. Nici nu m-aș simți confortabil. Pentru mine, orice investiție pe care aș face-o mai mare ar fi tot într-o călătorie, tot într-o descoperire de genul ăsta. Zâmbit? De ce să zâmbim? Că pune ceva la cameră. Plouă. Nu se vede că plouă? Hai. România Sălbatică are nevoie de mai multă ploaie. Când crezi tu că s-a produs divorțul ăsta dintre om și natură? Pentru că trebuie să ne întoarcem la natură. Da, e foarte interesantă întrebarea asta, pentru că noi am învățat, am evoluat să trăim în natură, noi ca și specie, iar în momentul când ne-am rupt, probabil undeva în momentul în care am depins mai mult de tehnologie decât de natura care ne oferea resursele necesare, am uitat de fapt unde am plecat și uităm din ce în ce mai repede în ziua de astăzi. Dacă în urmă cu 20, 30, 40 de ani, 100 de ani, oamenii încă mai trăiau în comunității foarte aproape de natură, acum probabil că pe planetă e foarte greu să mai găsești aceste comunități, sunt din ce în ce mai izolate. Comunități la care tehnologia n-a avut acces. Nu știu dacă ar trebui să ne gândim când s-a întâmplat, ci mai degrabă ar trebui să ne gândim de ce s-a întâmplat, poate. În momentul când am făcut pasul ăsta, am uitat de fapt că noi fără natură nu putem exista. Casa noastră e natura, nu este orașul. Degeaba avem noi un oraș bine pus la punct, din toate punctele de vedere, dacă natura din jurul lui nu e sănătoasă. Pentru că toate problemele legate de poluare, de încălzire globală, de hrană, de apă, de tot ce vrem, nu vin din oraș, vin de la natură. Și în momentul când o să realizăm lucrul ăsta, poate să facem niște orașe mult mai prietenoase cu natura și noi, ca specie, o să ne dăm seama care, de fapt, ne este adevărat acasă. Voi ați fost primii care ați filmat râsul carpatin, nu? Nu știu dacă am fost primii care l-au filmat, probabil că au mai încercat și alții, au mai reușit și alții. Noi am fost primii care l-am adus pe marele ecran, un râs autentic din România, să zic așa. Tipul ăsta de activitate ține de trei lucruri. Ține de cunoștințe, de perseverență și de noroc. Povestea cu râsul, într-adevăr, este pe ultima 100 de metri a venit, deși aveam pe camera trap, acele camere cu senzor care se declanșează la prezența unui animal, aveam imagini, totuși toate încercările noastre de a filma un râs de pe o cameră normală sau fotografia nu au ieșit. Asta până în ultimul moment, exact, cred că aia a fost ultima tură de filmare pentru proiect și s-a întâmplat minunea aia ca râsul să vină foarte aproape, să stea cu minte, să ne privească în ochi și de acolo s-a născut de fapt întregul final al filmului, din acel moment de emoție petrecut în undeva în Piatra Craiului. Care ar fi fotografia din albumul România Sălbatică care ar fi cel mai bun discurs politic despre România? Putem să mergem la portretul râsului, care a devenit și afișul filmului și acea privire în ochi nu are cum să nu te emoționeze, să nu ți transmită faptul că suntem responsabili pentru ceea ce îi facem planetei ăsteia
Și ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta și ar trebui să privim animalele în ochi și să le recunoaștem că ne batem joc uneori de casa lor. Sunt de vreo 5 ore aici. Fac-o până la cameră. Și-am rămas blocat. Câte vieți trebuie tu să ai ca să acoperi toată sălbăticia din România? Păi eu sper că următoarele proiecte să nu mai fie fel de lungi. Acum știm mai bine ce avem de făcut, am învățat foarte mult și probabil că o să fim mult mai activi în zona asta. Dar da, cu siguranță nu-ți ajunge o viață și ăsta este poate cel mai mare regret pe care un om poate să-l aibă atunci când realizează cât de importantă este natura pentru noi ca oameni. Și dacă reușim să înțelegem lucrul ăsta, o să ne dăm seama că trebuie să ne bucurăm de fiecare moment și să nu ratăm absolut nimic. Adică să ne bucurăm de nucleul de sălbăticie, tot pe voi vă citez, pentru a fi o țară civilizată și demnă, nu? Exact. Oamenii trebuie să realizeze că civilizația, dincolo de orice altceva, înseamnă și să ai grijă de ceea ce ți-a oferit natura de-a lungul timpului. Să nu uităm ce ne-a oferit până acum natura. Fără ea nu eram aici. Și nici nu o să fim pe mai departe. Natura o să fie în continuare. Noi nu o să mai fim aici să ne dăm seama ce am pierdut. Fishing boat, one more star.